ortodoxia lui Dumnezeu sau ortodoxia dreptmăritoare sau ortodoxia de veacuri a bisericii stă liniștită în banca ei după învățătura Patericului și după învățătura Domnului Hristos și tot timpul în pridvorul bisericii sau în partea păcătoasă a conștiinței de sine spune: Doamne, milostiv fii mie păcătos. Și în felul acesta niciodată nu aruncă cu noroi în nimeni și nicăieri. Ce ar fi fost dacă și acest vame și-ar fi venit în spate și-ar fi spus așa: Doamne, nu se scroc ca fariseul ăsta, dar miluiește pe mine păcătos. Doamne, ăsta e un bandit ce stă la altar, ăsta e o prefăcătorie. Nu te lua pe prostiile lui, e un fățarnic. Nu. Doamne, milostiv, fii mie păcătosul. De ce? Pentru că tocmai acest fariseu mizerabil, am găsit o variantă exegetică frumoasă de altfel, dar nu tâlcuită sever, că să avem faptele fariseului și smerenia vameșului, n-aș fi de acord. Faptele făcute cu mândrie sunt prima treaptă a păcatului și tot la dracuia te duci. N-ai nicio șansă să te mântuiești. Fapta trebuie făcută cu atâta atenție și cu atâta acrivie și cu atâta discreție, spune Dumnezeu, încât atunci când în ascuns faci în ascuns să-ți și iei plata. Amin, zic vouă, dacă ai făcut de ochii lumii, s-a trâmbițat și s-a dus valoarea lucrului tău. Să trecem peste filantropia filmată, peste binele făcut la televizor și peste imagini și clipuri și vai ce am făcut noi. Bă, dacă ai făcut, ai făcut pentru Dumnezeu și El a scris, nu trebuie să te lauzi tu nicăieri. Fariseul ăsta cam așa spunea: mulțumesc-ți, Doamne, că nu-ți ca vameșul ăla din spate. Și mă opresc asupra acestei idei pentru că ea poate continua în mod sever. Eu dau zeciuială, eu dau din izmă, din chimen, din ce mai spune el pe acolo, ia să ne vedem noi cu ce vrea el să vorbească. Nu-s răpitor, nu-s nedrept, nu-s ca prea desfrânați, nu-s ca acest vameș, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ce câștig. Doamne, câtă perfecțiune! Asta se cheamă political correct, cum se spune astăzi. Ăsta categoric era vreun hashtagist din ăsta bolnav. Și se bătea cu pumnii în piept în fața Sfântului Altar de parcă ar fi fost Dumnezeul lui și biserica lui. Categoric. Și astăzi avem această categorie de prefăcuți care au trei arme. O minte bolnavă și mediocră, un fanatism ridicol și obraznic și un vocabular execrabil față de tot ce întâlnesc și terfelesc. Nu contează că este ierarhie, că este preot, că este biserică, că este taină, că este dogmă. Ei trec totul prin ciurul lor și spurcă tot. Toți sunt sataniști, toți sunt ecumeniști, toți sunt masoni, toți se duc la dracu în iad, nimeni nu se mântuiește, numai ei se mântuiesc. Acei farisei ai perfecțiunii întruchipate, acei talibani ortodoxi care au furat steagul ortodoxiei din mâna lui Hristos la înviere, îl dețin ei undeva strâns personal și îl arată numai cui vor ei. Mă mir că nu vorbesc și ei ca și sectarii, de cei 144.000 însemnați sau de împărăția de 1000 de ani, când vine un stăpânitor bun și face totul ortodox, asta perfect și restul tot se ducă în iad. Trebuie să învățați din pilda vameșului și fariseului ceea ce spune Efrem Siru în ultima parte a rugăciunii. Așa, Doamne, dă-mi să-mi văd păcatele mele și să nu-l mai usândesc pe aproapele meu, că binecuvântat ești în veci, amin. Asta trebuie să ținem noi minte. Dacă nu ținem minte lucrul ăsta, noi suntem departe și de vameș și de fariseu. Noi avem un antichrist în interiorul nostru pe care nu-l vedem niciodată. Cu el jicnim, cu el spurcăm și asta se întâmplă din trei lucruri. A spus-o Sfântul Efrem Siru în tomul 3 de pocăință. Ochii omului prost, pizmaș, mediocru, frustrat, neputincios și incapabil va vedea toate lucrurile bune strâmbe pentru că el n-a putut face vreodată un lucru drept.
Și dacă nu știi cum arată un lucru drept, atunci sigur că pe cele drepte când le întâlnești, le vezi strâmbe. Și cu asta basta. Și sigur că vor sări acum de fund în sus și vor spune, dar uite cum își permite să vorbească și să jignească și să ne acuze că noi suntem singuri apărători ai credinței. Da? Apărători unde? Jos în ogradă la voi. Sus în cer, credința o mărturisesc trei. Tatăl care a creat lumea, Fiul care a mântuit lumea și Duhul Sfânt care a luminat lumea. Și pe pământ mărturisesc alți trei. Apa botezului, focul Duhului Sfânt și sângele Euharistia. Sângele mai poate fi jertfă și mucenicie, pentru că și Hristos se jertfește, mielul Dumnezeu, să ridice păcatele lumii. Și dacă Hristos s-a pus stăpânitorul lumii, împăratul timpului, împăratul făpturii, împăratul creației, Domnul la toate, ne-a dat și două explicații. Fără de mine nu puteți face nimic, categoric, și cine nu-i cu mine împotriva mea. Și pun ca mărturie o idee. Când cineva se pune de-a curmezișul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt îl poate pocni și o să spuneți cum. Când a vândut Anania și Safira țarna și a dosit de apostoli banii care i-au luat pe țarnă să-și oprească și lor, au picat și au murit și i-au scos afară și i-au îngropat. Credeți că în momentul în care Biserica lui Hristos, clădită pe sângele său, pe crucea jertfei sale, pe cununa lui de spini, pe calvarul crucii lui, pe osteneala de a lua toate păcatele lumii asupra lui și a ne mântui pe noi, când vede că biserica îi primește, te așteaptă pe tine un cioflofler, cum spune asta, artistul ăsta de la Persic, să vii tu să, și să păzești biserica? Tu trebuie să spui drept și adevărat crezul ortodox, să te împărtășești numai din potirul liturgic, să asculți numai de preot și episcop, să asculți numai de învățătura bisericii și te-ai mântuit. Ție nu-ți cere să mărturisești nimic. Dumnezeu poate coborî foc din cer și șterge tot într-o clipă. I-a spus lui Petru în grădina Ghețimanii. Un semn, Petre, dacă fac și 12 legiuni de îngeri, șterg tot într-o clipă. Deci putea să nu mai existe azi cetatea Ierusalimului. Dar trebuie să împlinim scripturile. Și o să spuneți, păi cum să împlinesc scripturile? Foarte bine! În capitolul Apocalipsei ne spune, cine a făcut până acum bine, să facă în continuare bine. Cine a făcut până acum rău, să facă în continuare rău. Cine s-a sfințit, să se sfințească în continuare. Cine s-a spurcat, să se spurce în continuare, că numai eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Adică atunci când vrea Dumnezeu să curețe o problemă, El nu poate trimite semn din cer și dispare ceea ce stă în calea providenței divine, adică te pui tu cu majestatea divină, te pui tu în judecata logosului divin și judești tu mai înainte de vreme. Cine judecă pe aproapele lui mai înainte de vreme? Un mare antichrist. Deci antichristul e în noi. De Efrem Sirul pune efect pe ultima rugăciune din rugăciunea de mântuire. Așa, Doamne, dă-mi să-mi văd păcatele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecea mea. Toate teoriile conspirației, toate poveștile nemuritoare, tot ce inventează omul, și o să inventeze, doar vedeți ce se discută. Unii spun că trăim vremuri apocaliptice, nu știu asta. Când veți auzi de războaie, de răzmerițe, de neam peste neam, că se va cutremura luna, că se va cutremura cerul, că se vor cădea stelele, că se va înroși luna, că se va ascunde soarele, să știți că e doar începutul durerii. Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, vedem ce i-a răsărit, nu-i nimic nou sub soare. Și vedeți că sunt neam peste neam, că se bagă și alții în ograda altora.
Și nu se bagă pentru pretextul păcii, se bagă pentru pretextul interesului de resurse, minciună, dezbinare și harababură. Dar sunt semne pe care noi ne pune să punem mai mult genunchiul în pământ și să ne rugăm. Să punem mai mult inima înaintea lui Dumnezeu ca pe o tavă și să spunem, Doamne, folosește-o cum vrei Tu, dar nu lăsa să piardă. Asta e treaba noastră. Nu-i treaba noastră să inventăm zile și ceasuri. Stau tot felul de bolovani din ăștia mediocri și calculează zile. A trecut 3 luni, a trecut 1 lună, a trecut 2, gata. Sunt semne, sunt 7, 10, sunt 7, nu știu ce. Nu. Dacă este să trecem prin strângerea banului, să strânge, dacă este să trecem prin înmatriculările lor, se trece, dar, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deocamdată vă dau un singur semn neapocaliptic. S-au strâns zilele și sunt rele, că așa spune Mântuitorul. Răscumpărați vremea că zilele rele sunt. Și ați văzut, restricțiile din ce în ce mai mărșale și tot eu am făcut, tot sataniști, mințile sataniste le lucrează. Dar n-am văzut pe nimeni să fugă de confort și să că da, domnule, uite, mă duc la țară să repar casa și să mă mut în ogradă, să mănânc un ou de găină de, crescut de mine și un chil de lapte de la capra mea. Nu, toată lumea e în supermarket. Vreți să vă spun că nu sunt nebun? Mergeți în orice zi la Carrefour să-i vedeți cum ies din Carrefour cu cărucioarele pline, ca și cum ar fi zi de dans, sau zi de duminică, sau zi de distracție. Și o spun, da, dar lumea e obligată să consume. Exact. Nu-i nimic împotrivă. Noe, 150 de ani, a făcut corabie și poporul spunea, este un nebun care de 100 și ceva de ani spune că vine potop. Și nu a venit niciun potop. Și ce spune Scriptura? Oamenii mâncau, beau, se distrau, se însurau, se măritau, se nășteau, mureau și potopul n-a venit. Dar când a venit vremea potopului, Dumnezeu i-a ales pe cei care trebuie să urce în corabie și pe ceilalți i-a pierdut cu apă. Așa și în situația asta. Cine vrea să se ferească din calea fără de lege, știe să o facă și o va face, că îl va lumina Dumnezeu. Cine latră pe margine, că e plin Facebook-ul numai de înspăimântări de astea, tot felul de... Ați văzut, media, ca să vând un subiect, pune un titlu de ăsta bombastic, dar nu întrui cacamaca, nu-i nimic, prostii. Și atunci spune, inegalabil, nemai văzut, nemai auzit, incendiar, imposibil. Și înăuntru scrie pe o doamnă, nu știu ce a făcut, a pierdut cățelul pe stradă. Povești prostii. Ei, așa e și cu această, înspăimântare a apocalipsei. Dacă Hristos, când s-a înălțat la cer pe norii cerului și l-au dus cei doi îngeri pe norul ușor de pe leon, a tăcut uitându-se la noi și spune, adeverindu-i pe ei prin binecuvântare, că ești Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește neamul omenesc. Și îngerii aceia doi au spus așa, bărbați galileeni, aveți grijă. Precum îl vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa va și veni. Punct. Și ce spune Apocalipsa? Care este semnul venirii Fiului omului? Arătarea pe cer a semnului Fiului omului. Deci dacă prin cruce a venit învierea, prin cruce vine și judecat. Când vom vedea semnul crucii de la răsărit la apus pe norii cerului, la miază noapte, dacă apucăm să mai ridicăm ochii la cer, să nu fim ca femeia gârbovă care de 18 ani nu mai văzuse soarele. Adică,